Bună seara, sunt Daniel Dinca și vă spun bine ne reîntâlnim în timp ce dau pe silent telefonul la care aștept SMS-urile dumneavoastră la 0756-539876, tarif normal. SMS-urile dumneavoastră cu informații, opinii, întrebări pe tema acestei emisiuni. Subiectul dezbaterii din această seară este... Haideți să dăm împreună notă poliției locale, pentru că în seara aceasta, la Veste Alert, la televiziunea ta, invitat în platou este nimeni altul decât domnul Eugen Pancu, șeful, directorul poliției locale Piatra Neamț. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Ca orice polițist care se respectă, domnul Pancu nu are emoții în lupta pentru a ne asigura nouă ordinea publică, dar văd că are emoții în platou. E bine așa, să aveți emoții aici și în stradă, cu elementul fără de lege să nu aveți emoții. În același timp, o spun de câte ori am ocazia, înțelegând poate iritările, frustrările, ieșirile umane ale unora, trebuie să respectați legea, pentru că poliția, ca și factor al legii, nu poate aplica legea încălcând legea. Corect. Și n-aș vrea să intrăm în detalii pe zona asta și mi-aș dori să nu găsim pe YouTube elemente de violență exagerată. Fac o precizare. În România există elementul forței stabilit legal atunci când e vorba de imobilizat o persoană care comite fapte antisociale. Corect. Care aduc atingere securității altora. Însă am spus-o și nu voi obosi să o spun, că atunci când gigelă la violentul este imobilizat, este jos, excesul de forță, și nu mă refer la piatra, că am văzut și pe la anumite intervenții și ale jandarmilor și ale poliției, e jos. Nu-i mai da, frate, 20 de bocanci în cap, că nu mai are rost. Pune-i cătușe, exact. La imobilizație se învârte singur acolo ca un titirez, dar la un moment dat obosește. Ați avut, sunteți director de cât timp? Sunt directorul poliției locale de aproximativ 6 luni. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Ați avut în aceste 6 luni reclamații de comportament abuziv care să vizeze subordonații, colegii noastre? De când sunt eu directorul poliției locale, nu am avut asemenea reclamații. Ba mai mult, am constatat că în regulamentul nostru de organizare și funcționare a poliției locale lipsea tocmai ceea ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de acele proceduri tactici polițienești specifice, plecând de la folosirea forței gradual. Așadar, am propus chiar Consiliului Local, prin Comisia Locală de Ordine și Siguranță Publică, un set de 13 măsuri specifice polițienești, aproape identice cu cei de la Poliția Națională. 900 ca să nu ne învețe nimeni pe de rost. 13. 13 exact, practic, la obiect, ceea ce avem nevoie. Cu ghinion. Cu ghinion să fie pentru cei care pentru încalcă legea. Pentru noi e cu noroc. Da. Și ghinion pentru cei care încalcă legea, cu adevărat. Ați venit la Poliția Locală Piatra Neamț într-un moment un pic tulbure. Ca și imagine, poate ca și credibilitatea instituției, nu neapărat pe activitatea ei pe ansamblu, ci pentru anumite chestii care au mai țâșnit, precum gazele pe aici, pe acolo. A fost o perioadă în care site-ul domnuleprimar.ro pentru Piatra Neamț conținea seriale și volume de plângeri motivate, nemotivate, nu sunt eu îndrituit să apreciez, dar era clar că era vorba de niște supărări punctuale ale unor oameni care au fost în sistem sau care mai erau și, știu eu, poate nu se simțeau apreciați la justa lor valoare. Nu știu, dar erau. Era serial. După aceea a mai fost și episodul nefericit cu acel accident al fostului șef. De fapt, era interimar la comandă și pe un astfel de sistem de siguranță e de ajuns două pișcături din astea ca la un moment dat credibilitatea să sufere major și foarte greu să reconstruiești, exact. Ceea ce la un moment dat, dintr-o neglijență, dintr-un ghinion, se mai întâmplă. Exact. Știați pe ce veniți? Exact, cunoșteam situația. Ziarele scriau. Pentru că ziarele scriau, mass media urla, punem între ghilimele. Dar odată cu venirea mea am încercat, tocmai asta a fost poate unul din obiectivele mele, să îmbunătățesc imaginea poliției. În primul rând, prin calitatea, eu știu, actului polițienesc, prin serviciile pe care le oferim cetățenilor, populației, prin o mai bună organizare, o mai bună flexibilitate, prin
să spunem, mai mare eficiență a activității noastre de poliție. De aceea am și de la început am încercat să stabilim niște reguli foarte clare cu lucrătorii noștri, în sensul că fiecare lucrător să-și desfășoare activitatea pe anumite compartimente, pe anumite direcții, mai cât de stricte posibile, să încărcăm fișa postului. Dacă ne uităm numai la ordine și siguranță publică, fișa postului a unui lucrător de-al nostru este aproape identică cu cea de la Poliția Națională. Dar nu e rău, pentru că până la urmă siguranța în teren, indiferent cum aplică Poliția Locală, Jandarmeria sau Poliția Națională, trebuie aplicată pe aceleași legi, grosomodo. Tocmai, noi suntem, facem parte integrantă dintr-un sistem. Adică cine tulbură liniștea publică făcând un scandal, indiferent că ajunge jandarmul, polițistul național sau ăla local, grosomodo trebuie să fie și o procedură standard de intervenție, dar și una cumva echilibrată, tot standard de reproș, adică de amendă sau ce se aplică. Tocmai există acest principiu, cel mai apropiat de locul evenimentului să intervină. Așa că poliția locală, dacă este mai apropiată, intervine la momentul respectiv. Ați spus bine că fișa postului e aproape identic cu cealaltă, excepție face sau fac, eu știu, salarizările, pentru că, după cum știți, acum discutăm între noi, chiar dacă avem aceleași atribuții, aceleași competențe, mergem împreună, diferă foarte mult salarizarea, poate și de aici, poate o nemulțumire din ceea ce spuneați dumneavoastră la unii dintre colegii mei și... Corect. Dumneavoastră, înainte de a lucra la poliția locală, ați lucrat o perioadă de timp și la poliție. Da. Și pentru mine și pentru ceilalți telespectatori, adică așa, un scurt CV al actualului director al poliției locale. Scurt, am lucrat aproape 9 ani în cadrul poliției IPJ Neamț, în operativ, pe ordine și siguranță publică, pe circulație, biroul rutier și cea mai mare parte în cadrul biroul poliției judiciare, poliția criminală, cum era atunci. Nu e rău că ați trecut cumva prin toate domeniile? Am plecat de jos, e adevărat, prin toate sectoarele. Dar cam rar pleacă cineva de la rutieră. Da, știți cum e, dacă există o posibilitate și o afirmare profesională într-o altă parte. La rutieră, relativ, nu vreau să spun nimic rău, Doamne ferește, de rutieră, dar există o plafonare undeva la un anumit nivel. Da, știți cum se vede din afară? Poate suntem mai cărcotași. În Occident, poliția rutieră e un fel de batalion disciplinar, adică exact. Nu prea vor să lucreze pe rutieră, preferă pe intervenție, pe patrule, pe altceva, exact. Nu pe rutieră. În România, ci că se cam dau coate să ajungi la poliția rutieră. Nu știu cum e acum, dar... Așa e folclorul. Așa e folclorul, e adevărat, e adevărat. Nu știu de ce. Vorbesc în general, nu doar la Neamț. Înțeleg aluzia, dar... Bun, dar dumneavoastră n-ați plecat direct de la Poliția Națională la cea locală, ci ați fost o perioadă într-un sector, să spunem, privat. Privat, da. Am fost imediat după 2012, am plecat într-un sector privat, am lucrat afară câțiva, aproape exact, 8 chiar sau 9 ani. Lucrat afară, nu știu. Într-un domeniu privat, m-am reîntors. Tot acasă îi pâinea mai... Tot acasă, e adevărat. Și prima dragoste, fiind poliția, am zis că e o oportunitate și prin felul acesta încerc și eu cu experiența pe care o am și de viață și prin care am trecut. Dar munca de poliție nu, e cam mersul pe bicicletă, nu se uită. Nu se uită, e adevărat, e adevărat. Dacă nu-i secret, câți oameni lucrează în poliția locală Piatra Neamț și pe ce compartimente sunt structurați? Da, nu este secret, deja avem organigrama, este dată publicitate. Păi, public. Cred că și pe site-ul primării. Există și pe site. Suntem actualmente 88 de lucrători. O parte dintre... Din care? Șoferi, secretare, Nu, tocmai aia e problema. Că atunci când cu venirea mea la conducerea poliției locale, am identificat anumite chestiuni care mi s-au părut un pic cam... Stufoase. Bună, secretară poate trebuie, un șofer poate trebuie. Am lăsat prin birouri la avarii, câte unul. Doamne ferește. Nu e productiv direct, cum e numit în fapt. Nu, să știți că și cei care au rămas prin birouri desfășoară o activitate foarte intensă și au un volum de muncă încărcătură pe fișa postului, exact cât poate să ducă un om normativ pe autorii. Dar mai mulți polițiști în stradă. Și de aceea am scos tot ce am avut prin birouri, am scos în stradă, am încercat să transformăm din acele posturi de agenți de pază, pentru că noi aveam la un moment dat 33 de agenți de pază dintr-un total de 70. Deci majoritatea, aproape spre jumătate, erau numai din agenți de pază. Paza obiectivelor, de interes public local. Primării, sala polivalentă și așa mai departe. Am considerat totuși că aceste servicii se pot face și de firme specializate de pază. Și atunci să transformăm acele posturi de pază și pe fondul deficitului de lucrători pe ordine publică să mărim numărul de polițiști
Efectiv, adică se luați de la păzit un obiectiv fix la patrulat și asigurat sectoare. Nu, pentru că cei care efectiv sunt agenți de pază nu îndeplinesc condițiile. De ce am și scos la concurs acum urmă cu două luni. În urma concursului am angajat practic 8 agenți de ordine publică, deci nimic altceva decât pe ordine publică. Și zilele acestea am demarat un alt concurs tot pentru ordine publică. Acum, nu știu, depinde de rectificarea asta bugetară, dacă am avea posibilitatea să mergem până la capătul concursului, să putem să susținem practic salariile celor care vor fi angajați. Interesul public fiind major pe ordinea publică din neam și din orice comunitate, eu cred că nu e o problemă la un municipiu ca pe altă neam, în ciuda crizei, bugetului uneori tras de el așa, să se găsească bani pentru acei oameni care ne păzesc nouă liniște. Ceea ce este elementul cel mai important, pentru că bat în lemn. Știți care e culmea? Dacă dumneavoastră vă faceți treaba, nu se vede. În momentul în care sunt mai puține agresiuni, logică, un om care are un necaz de ăsta în familie, nu merge la serviciu dacă merge tracasanul de randament. În momentul în care toți venim la muncă mai optimiști, mai eficienți, că nu sunt astfel de necazuri, se va spune, da, ce face poliția, că nu sunt necazuri. Corect. Dar dă, Doamne, să se spună ce face poliția, că nu sunt necazuri. Pentru că prezența poliției în stradă, a factorului legii, are un prim avantaj, descurajează, din câte știu eu. Perfect, aveți dreptate. Cum știți, la Poliția Națională, numărul de polițiști, agenți de ordine, au rămas practic constant și din ce în ce mai puțin. Unii mai pleacă, mai emigrează spre alte compartimente și am încercat noi, poliția locală, să cumva să suplimentăm acest număr de acest deficit din stradă. Dar, pe de altă parte, poliția locală mai are și alte compartimente în afară de circulație. Ați observat și dumneavoastră și de aici sunt niște confuzii pe care Blu cetățenii... Să le explicăm. Așa. Mai avem compartimentul acesta de biroul control în care intră disciplina în construcții. Cât ești la biroul ăsta de control? Sunt 8 lucrători. Ei practic au niște atribuții care pe vremuri erau gen inspector la primărie. Exact. Deci noi acum practic prin legea specifică Poliției Locale 155/2010 cumulați și alte atribuții. Avem și alte atribuții. Pe protecția mediului. Observați dumneavoastră, eu în ultima perioadă e o campanie de-a noastră pe care am încercat și am inițiat-o de multă vreme, Piatra Curată. Și am informat populația și încercăm în continuare să informăm populația. Dar se vede că lucru că unii nu înțeleg ce înseamnă un oraș turistic, ce înseamnă un oraș curat, civilizație. Educația civică e foarte bună, dar se face greu ca și efect. Pentru că vorba cuiva, ce civilizați sunt nemți. Dar nemții au vreo 2-3 secole în care au fost civilizați și cu cartea și cu amenda. Așa este, așa este. Și s-a înrădăcinat genetic în ideea, în neamțul lui el a ordonat că trebuie să fie și mai ordonat. Da. Pe când la noi vin ai noștri, pleacă ai noștri, a fost o revoluție, schimbăm socialismul, dar la un moment dat nu ne mai trebuie nici educație. Corect. Fără să fiu un nostalgic, Doamne ferește, eu. Bineînțeles. Și atunci, doamne, dar e democrație, facem ce vrem. Cu uneori termenul democrație înțeles de unii ca fiind un, nici măcar libertate, libertinaj. E adevărat, e adevărat. În sensul ăsta, chiar și întreprindem măsuri specifice pe linia protecției mediului, în sensul că toate zonele exterioare sau cumva periferice ale orașului, dacă ați observat, au fost la un moment dat gropi de gunoi. Focare de infecții, locuri în care populații... Mai sunt. Și încă mai sunt. Mai ducem, sunt. Nu ascund că avem activități specifice polițienești, adică pânte, în cel mai românesc sens. Așa, așa e termenul. Și așa este și termenul polițienesc. Și deși suntem totuși un număr de 5 lucrători pe linia aceasta de protecție a mediului, încă avem probleme cu depozitările ilegale de deșeuri de rest. E adevărat că este și sezonul acesta de construcții. Mulți așteaptă să se întunice, încarcă repede mașină și basculează imediat și au și plecat. Stimați respectatori, 0756-539-876, numărul de telefon la care cu tarif normal puteți trimite SMS-uri cu informații, opinii, întrebări pentru invitații în această seară și de asemenea să faceți exact ce scrie în titlul emisiunii. Dați notă Poliției Locale Piatra Neamț. Indiferent de notă, dar dacă lângă nota aia mai și puneți o întrebare sau dați o explicație a notei, îl obligăm pe invitatul din platoul TLM Neamț să ne și răspundă, să ne și explice de ce dumneavoastră vedeți așa
activitatea. Eu o să vă spun dinainte, să știți că cei care sunt mulțumiți nu prea o să dea SMS-uri, o să dea mai mult cei care sunt mulțumiți și bine fac. Pentru foarte că, până la urmă, dincolo de sigur neplăcerea poate de a răspunde la întrebări și incomode, e important să vedeți nu doar părerea populației, dar pot veni și semnale. Apropo de terenuri virane pline cu deșeuri, au fost fabrici, s-au demolat, au mai rămas în stânga, în dreapta, pe la Montana, nu știu, prin Gara Veche. Gara Veche, da. Și proprietarul ăla poate are acel teren, dar altfel nu-și permite să angajeze o firmă de pază, că e uneori o contradicție. Având terenul, e bogat, dar terenul își pierde valoarea, a fost criza, exact, îl mai ține un pic. Dar poate nu-și mai permite să plătească bodyguard, firme de pază, că și astea costă. Și vă bat dumneavoastră, cum hâț nu e acolo, apare un șmecher și basculează două camioane de... Bun, dar totuși prin lege și proprietarul răspunde. Bineînțeles, bineînțeles. Tocmai asta e problema, că și proprietarul are obligația să-și îngrădească acea proprietate, să-și asigure acea proprietate. Să nu lase, eu știu, depozitările, chiar dacă este un teren privat, să nu aibă gunoaie, să nu depoziteze materiale, deșeuri sau alte forme de resturi, să fie depozitate în locurile special amenajate și de către firme autorizate în acest sens. De altfel, ați amintit de acea fabrică Montana sau fabrica de lapte, cum era mai trec pe lângă ea. Nu știu cui aparține terenul acum, Doamne ferește, n-am nimic cu nimeni personal, dar am mai trecut pe lângă ea și la un moment dat, nu recent, la un moment dat chiar m-am oprit, am făcut niște poze, am zis că le-o urcat pe un site, un Facebook, ceva, nu le-am urcat, dar am avut și poza, din păcate. Anul trecut, recunosc, sau la începutul anului. Am înțeles că... Nu mai știu cum arată acum. De ce sunt? La fel. La fel, să știți că la fel. Deși am luat legătura cu administrator, am înțeles că proprietarul este în insolvență sau în faliment. Proprietarul a venit cu promisiuni că au să demoleze tot ce mai e acolo sau să transporte acel moloz, or să împrejmuiască proprietatea. Dar lucrurile, deși au fost sancționați în repetate rânduri, nu știu câtă amendă au suportat-o, dar preferă să iau o amendă decât să împrejmuiască proprietatea. Probabil că e mai ieftin. Bun, și dacă împrejmuiește proprietatea și fură cineva gardă? Nu, lăsați, asta o să avem noi grijă, să nu fure. Da, nu. Dar totuși e o zonă în care mai sunt și case, acum mai... Mai sunt și case, exact, asta e. Da, am înțeles, o să rog colegii de la emisie. Avem o reclamație pe calitate în rețeaua RomTelecom. Nu știu dacă nu cumva, eu nu mă pricep, dacă nu cumva trebuie dat un restart. Întrebați-l pe colegul care vă este șef la tehnic, ci că în rețeaua RomTelecom ne-am reintrat astăzi, mulțumim celor care ne-au ajutat, e o problemă pe sunet, se aude foarte încet. Deci rog colegii de la tehnic să dea... E o emisiune live, stimați telespectatori, rezolvăm situații și poliție și chestiuni tehnice, pentru că interesul nostru este să intrăm cu astfel de discuții în casele a cât mai mulți nemțeni. Deci eu vi dau un telefon lui Florin și cere o părere. Nu e rușinos să ne întrebăm colegii, să sună un prieten cum era odată. Și dacă tot se uită oamenii la noi, să înțeleagă exact ce spunem. De asemenea, stimați telespectatori, dar asta e valabil pentru cei care încă nu au acces la cablu, prin cablu la TLM, dar le puteți spune, știu eu, celor care se plâng, până vom ajunge în toate localitățile județului. Acum acoperim un 30 de localități ca număr de populație mult mai mult, putem fi accesați și online prin prietenul nostru, domnul Amăriuții, de la Ambra. În site-ul Ambra găsiți acolo un sector ușor de accesat cu televiziuni, descărcați un programel VLC, durează un minut și ne puteți vedea online. Asta o spuneți la cei care nu ne pot vedea sau chiar și dumneavoastră atunci când și eu nu sunteți acasă, sunteți la locul de muncă și nu aveți televizor și dacă puteți să vă uitați la noi, de ce să nu vă uitați? Ne întoarcem la această problematică, vin și SMS-uri, probabil că o să le citesc într-un prim lot după pauza publicitară. Subiectul Piața Centrală. Oh. S-a întâmplat o nenorocire, a ars, vor stabili cei abilitați, poliție, pompieri, poliție, au venit specialiști de la București, se fac probe, expertize, camere de luat vedere. Ok, dar în timp ce cei din Comisia de Anchetă trebuie să dea un verdict, de ce? Sau cine? Sau ce? Sau cine a fost neglijent? Nu știu ce. Corect. Așa, în timp ce autoritățile locale, politicienii, deputații, trebuie să se agite să reconstruiască Piața Centrală, să se agite în sensul de bani. Cu asigurator, mai repede, mai târziu, corect, mai devreme, guvern, nu știu,
Au părut sarcini noi și pentru noastră ca poliție locală, pentru că s-au luat niște măsuri de avarie. Corect. Un pic îngrămădite, vorba cuiva, dar s-au luat. Care sunt acum problemele specifice create în urma incendiului de la Piața Centrală? Da, este adevărat că această nenorocire ne afectează pe toți, acest, să spunem, dezastru. Chiar în noaptea respectivă eram de față când asistam neputincios, eu știu, eventual să putem salva ceva, dar nu mai puteam salva absolut nimic. A doua zi am văzut cetățeni și o spun în mod deschis, plângeau chiar ca la priveghi când vedeau ormanul de ruine acolo și nenorocirea și își puneau întrebarea unde o să mai meargă la piață. Dar trecând peste astea, pentru noi, într-adevăr, a fost o activitate în plus, în sensul că a trebuit să asigurăm acel perimetru al pieții ca comercianții să nu pătrundă în interior, să nu, eu știu, să distrugă cumva locul faptei, cum se spune în termeni polițienești, pentru că schimbă date de probleme. Scena crimei, o expresie englezească, crime scene sau crime... Nu știu dacă e cazul. Nu, nu, în sensul de locul faptei. Ca locul faptei. Asta ar fi una din atribuțiile noastre și pe care noi încă, dacă ați observat, suntem acolo împreună cu domnii, cu colegii de la jandarmi și ne facem misiunea până o să primim ordin. Mai ales că relocându-se comercianții care au mai avut puterea financiară, să vină cu marfă, că alții sunt datori pe marfa arsă și sunt adevărate tragedii sociale. Așa acolo. Așa este. Sunt acum în niște spații la limita ideii de propriu și impropriu. E cumva îngrămădeală, e îngrămădeala dă bine la hoții de buzunare. Improvizat, exact, exact. Îngrămădeala mai naște și o călcătură din greșeală pe picior și la nervi o vorbă spusă. Deci e un loc în care teoretic și scandalul începe mai ușor acum. Este adevărat, este adevărat. Dacă ați observat, în afară de acel perimetru pe care îl asigurăm ca și de capaz împreună cu colegii la jandarmerie, mai avem două patrule mobile în interiorul pieții, tocmai pentru a descuraja asemenea în interiorul spațiului pieții, da, să spunem cumva. De afară, dinspre 8 martie. Înspre 8 martie, pe Baltagului, dincoace la mall, în față la mall, tocmai în ideea de a preveni comiterea acestor fapte, în special furturi din buzunare, eventual scandaluri, că lumea, într-adevăr, este iritată. Comerciantul are și tentația că de pe vremea când era mai mult spațiu să mai întindă cu spațiu de expunere, te-ai băgat în fața mea. E adevărat. Asta ține de organizarea pieții, da, nu de poliție. Dar până la urmă trebuie să fim acolo, că oricând poate izbucni un conflict. Stimați telespectatori, numărul de pe ecran este doar pentru SMS-uri. Îmi cer scuze, dar nu pot răspunde în timpul emisiunii la telefoane în direct. Sunt convins că poate ați avea subiecte, întrebări foarte interesante, dar în timpul emisiunii așa e modelul, formatul acestei emisiuni, doar SMS-uri. Eu vă mulțumesc că aveți încredere să și sunați. Din păcate nu o să pot răspunde din o grămadă de motive pe care cei mai mulți dintre noi să le intuiți deja. Înainte de a intra în pauza publicitară, o să vă citesc un prim mesaj și o dovadă că orice întrebare, fie ea și mai dură, poate fi citită, pentru că așa cum cineva întreabă, altcineva poate răspunde sau trebuie să răspundă. E un domn care, să știți că vă țin aici și cu istoricul din telefoane, când îmi dați SMS-uri, văd tot istoricul pe un număr. Ia să vedem. Da. Ce relație a avut domnul respectiv de a ajuns șeful poliției locale? Că de a ajunge să lucrez la ei, nu mai zic, adică ideea acestui domn este așa, numai să lucrez în poliția locală îți trebuie pile, ca să mai ajungi și director, trebuie pile bavane. Am înțeles. Ce relație ați avut? Relații cu cine? Păi nu știu, ei. N-am avut nicio relație cu absolut nimeni. Bun, suntem într-un târm mic în care fiecare se cunoaște aproape cu fiecare. Acum, dacă te întâlnesc doi la o nuntă și unul e în primărie sau consilier local și altul la un moment dat câștigă un concurs de paznic, adică, domne, sau întâlnit la nunta aia, cu toate că unii ori la nuntă și nu știm cine cu cine stă. Este adevărat, pentru că am lucrat în același sistem cu, eu știu, eventual cei care au fost la conducerea fie poliției municipiului sau fie poliția inspectoratului, actualmente domnul inspector șef, am fost colegi de birou. Asta nu înseamnă că există o pilă sau o relație sau oarecum. A fost un concurs. Citeam o statistică în țară, vă avantajează, ci că stabilitatea pe funcții de conducere la polițiile locale din țară, da, fie pe funcția supremă, director, fie șef de compartimente, deci stabilitatea este mult mai mare de vreo 2-3 ori față de funcțiile din Poliția Națională.
Nu știu, n-am citit statistica, dar vă spun eu. Vă cred. Păi n-am vedeți în fiecare zi se schimbă un șef de poliție județeană, municipală, noastră. De voie, de nevoie, de nu știu. Pe când, uitați, luăm cazul de la Roman, da? Da. Șeful poliției locale Roman este Daniel Cazacu, fost polițist. Fost polițist. Eu nu mai știu de când este, de cum s-a pensionat el anticipat, e acolo, de, nu știu, 7-8-10 ani, are ceva timp. Are o stabilitate, este adevărat. Care ajută, până și eficiența ajută, și instituția. Ajută. Teoretic, poliția locală este condusă, nu numai teoretic, și practic este condusă de către, de către primar. Deci, directorul poliției locale este subornat în mod direct primarului. Oarecum stabilitatea... E una din acele atribuții care nu poate fi delegate viceprimarilor, dacă nu mă înșel eu. Ba, poate. Bun, când pleacă în concediu. Când pleacă în concediu, în anumite da. Situații, bineînțeles. Vă întrerup un pic. Emisia ne spune că pe RomTelecom astea sunt posibilitățile tehnice. În același timp, un alt coleg de-al meu care a suferit zilele astea că nu avea acasă semnal de la acasă la el, care lucrează aici, de la TLM, îmi spune că el are un semnal bun pe RomTelecom, așa că, stimați telespectatori, poate și la noi sau la RomTelecom problema, poate și o chestie de zonare. Noi promitem că în ceea ce ne privește zilele acestea vom îmbunătăți semnalul, frecvența pe care intrăm pe RomTelecom, pentru că eu sunt convins că și domnii de la RomTelecom ne vor sprijini. Ce scuze, dar e normal să... Și eu, dacă prind un post și nu se vede ca lumea, apare frustrarea aia, că așa nu este, înțelegi, că sunt purici, că nu știu ce. Mai avem doar un minut până la pauza publicitară, dacă am încercat. Văd de bine prin noi geamul ăsta care are efect de sticlă, parcă e geam de la camerele alea de interogatori. Ei ne văd foarte bine, noi nu-i vedem pe cei din emisie. De la americani, poate. Da, sunt mai de la, nu știu ce, serial din AXM. Câți oameni ar trebui la poliția locală ca să faceți o schemă de acțiune așa ca după sufletul noastră, cum v-ați dori? Problema este că nu putem mai mult decât ne dă voie legea. Nu, dar, legea ar spune 1 la 1000. Deci suntem 105, cam asta ne-ar permite legea. Nu, mâine schimbăm legea, uitați, eu schimb legea dumneavoastră. Nu știu, n-am făcut un calcul, dar dacă am acoperit toate zonele orașului, cu toate periferiile, cu tot, cel puțin dublu cât suntem acum. Plus cei de la Poliția Națională. Da, păi nu, clar, ei se rămână. Văleni, Speranța, să spunem, Cetatea Neamțului, acolo e o zonă oarecum lăsată descoperită, partea Ceritei, Gara Veche. Venim imediat, după pauza publicitară, și pe această hartă, că e foarte interesantă, inclusiv pe zona de densitate de fapte, ca să nu le spunem chiar infracțiuni, că nu sunt toate infracțiuni. Nu sunt toate. Dar luăm o foarte scurtă pauză publicitară. Publicitate. Mulțumim colegilor de la emisie care ne-au făcut atenți să nu ratăm startul, că se întâmplă de multe ori, dezbaterea continuă și în pauză și intrăm din pauză direct în direct, fără a fi atenți, poate că intrăm la jumatea frazei, dar până la urmă asta e frumusețea emisiunilor în direct, mai ales cu SMS-uri. Tocmai înainte de pauza publicitară venise, citisem eu așa domnului Pancu să simtă că între timp a prins curaj în emisiunea trecută, imitatea că e la TLM, cum e cu pilele și cu angajările la poliția locală. Vorbeam mai devreme de faptul că a scos posturi la concurs. Da. Ce pile trebuie unui tânăr ca să se facă polițist local? Nu trebuie niciun fel de pilă. E suficient să îndeplinească acele condiții pe care le-am postat fie pe site-ul primăriei sau într-un anunț într-un ziar, de largă circulație. Deci se mai pot face înscriere acum? Se mai pot face înscriere. Puneți pe scurt care sunt principalele condiții. Principalele condiții sunt cele care sunt prevăzute în legea 188, adică să aibă vârsta minimă de 18 ani, pentru că ca o noutate în acest concurs am scos și un calup, să spunem, de 5-6 posturi de debutanți. Pentru că până acum nimeni nu angaja fără experiență. Și ne-am gândit să dăm o șansă. Și atunci am zis să dăm o șansă și tinerilor, fie absolvenți de facultate, fie de liceu, în plus să reînnoim un pic, să schimbăm un pic leatul, pentru că, într-adevăr, în poliția locală avem o problemă cu vârsta, media vârstă. Cu greutatea, nu? Cu greutatea mai puțin, că sunt subnutriți în cauza salariilor. Știți că Poliția Națională, că asta locală e mai tânără, era o vorbă. Polițistul care e slab. Da. Ori e bolnav. Ori e naiv, ori e bolnav, ca să spunem așa. Corect. Da,
Vin întrebări foarte interesante. Bineînțeles că vine întrebarea referitoare la minorul Orlando. Orlando, când și cum se va rezolva? Când nu va mai fi minor sau când face 14 ani? Glumesc. De fapt, eu încă o dată spun, copiii aceștia care ajung să o ia pe lângă lege, este evident că ei devin un pericol și în momentul ăla, dar copiii aceștia au mai multe părți de vinovăție. Cu ghilimele de rigoare, prima lor vină este că i-a parajutat barza unui, i-a parajutat. Pentru că un copil care la un an, doi, nu stă într-un mediu social normal, cu căldură, casă, desene animate, care nu merge apoi la grădință, nu merge la școală, nu va învăța acel bine și rău pe care îl învață copiii, restul copiilor, ci va învăța că binele este să aduci bani din cerșit și asta te poate costa foamete, frig, tortură chiar. Iar după aia ne mirăm de ce avansează ca și grad de gravitate al infracțiunilor comise. Este adevărat. Ce faceți cu Orlando, ca să citesc întrebarea? Acest minor, într-adevăr, este o problemă pentru comunitatea noastră. Și nu numai el. De păcate, vin plutoane din urmă. Păi tocmai despre asta vreau să punctez acum, și anume faptul că acest minor a creat o mulțime de probleme cetățenilor prin zecile și poate sutele de furturi comise. Am observat în ultima vreme o diversificare a acestor infracțiuni la acest minor. În speță au trecut la fapte cu violență, tâlhărie, pentru că tâlhăria, într-adevăr, este o faptă cu violență. Implică păi și când crești în vârstă, înveți să faci banii mai ușor în orice domeniu. Exact. Sau mai repede. Din fericire, colegii mei învață să fie mai performanți lucrând pe computer la emisie, dau un exemplu, sau la montaj. Da. În timp ce ăla care îi câștigă prin nemuncă, tot prin nemuncă vrea să câștige mai mult, forțând nota, trecând de la cerșit, l-a împins bătrâna pe scări. De aceea am tras un semnal de alarmă și în continuare îl trag, pentru că, observați dumneavoastră, liderii lumii interlope dispar rând pe rând, într-un fel sau altul. Apar alții și acolo. Nu vorbim așa. Să nu facem un caz cu domnul respectiv, minorul, că ar putea fi un viitor lider al lumii interlope. Dacă nu luăm măsurile necesare și să ne oprim la timp. E, o întrebare care pleacă de la o emisiune, sau o leg eu întrebarea, poate n-a fost legată în conceptul celui care a adresat-o. Mai acum o săptămână am avut o emisiune aici în care am vorbit despre serviciile speciale legale și ilegale. Inclusiv șeful dumneavoastră, direct primarul Ștefan, acum vreun an de zile, a acuzat faptul că simte umbra unor servicii ilegale, plătite, mercenari, faidamaci, nu știu cum să le spun, năimiți de adversari politici pe românește. Săptămâna trecută aici am discutat și l-am avut invitat în platou pe fostul senator Badea, fost membru, vicepreședinte prin Comisia de Apărare din Senat, despre diverse astfel de subiecte și o spun că nu am nicio jenă în acest sens. Discuția a plecat de la faptul că locotenenți din subordinea ex-colonelului SRI Corduneanu, comiseseră și a văzut toată lumea un atac la vârfurile serviciului 2 și un sfert sipi din Piatra Neamț. Colonelul Hăistuc și unul Munteanu și numai nu știu ce. Întrebarea e foarte pusă de telespectator. Poliția are accesul la camerele de observare din oraș, ale primăriei. Care sunt șansele să aibă și altcineva acces la aceste camere? Care la un moment dat pot ajuta într-un filaj ilegal, într-o monitorizare ilegală. Camerele și-au rostul lor foarte... au fost gândite chiar dacă ele vizează un spațiu public. Este un spațiu public. Părerea mea este că, și nu numai a mea, și celor de la Poliția Națională, că aceste camere ar trebui înmulțite pe raza municipiului. Și a mea. Pentru că, într-adevăr, sunt utile. În special pentru supravegherea traficului, supravegherea intrărilor în oraș, zonelor aglomerații, gen Curtea Domnească, gen Piața Centrală, și sunt utile. Tocmai pentru faptul că oricând poți apela la imaginile martor în caz de un... A circulat fără nicio probă până acum și eu sunt pentru libertate de expresie, dar spun, doamne, când ne tot exprimăm, să ducem libertatea, cum am spus mai devreme, în libertinaj. Teoria incendiului cu mână criminală, da, la piață. De jur împrejurul pieței, zona e blindată de camere de luat vederi, da, de la alte firme private, de pe alte imobile.
Știu că și poliția a făcut verificări, presupun că și dumneavoastră. Din ce știți dumneavoastră până acum? Și în ce măsură puteți spune, da, nu vă să fie vreun secret? A apărut până acum. Nu vă cer să dați un verdict. Nu, a apărut un element. Beton. Sau cât de cât, cine la asta beton? Care să susțină teoria mâinii criminale în incendiu de la piață? Nu, Dinga, noi nu avem competență să culegem informații, nu avem competență să continuăm investigațiile. Dar oamenii stau mult de vorbă cu cetățenii. Asta este altceva. A apărut unele, că am văzut și eu o doamnă care spunea, l-au văzut pe cameră și a zis, doamnă, unica, ce vreți, doamne, așa au spus, altul spun și eu. Da, cam asta, izvonistica pe care, eu știu, se răspundește prin piață, atât ne limităm numai la ceea ce auzim, eventual în jurul pieții, deci, repet, noi nu avem competență și nici nu avem posibilități tehnice să putem înregistra sau să le fructificăm într-un fel sau altul. Într-adevăr, la poliția locală avem un monitor în care... Câte camere are avem municipalitatea în oraș? 12 camere, din care funcționează, din păcate, 4. Și din când în când 5 sau 6. Adică au vreo eficiență pe camerele astea? Eficiență ar putea avea... Numai... A fost un caz pe care l-ați rezolvat cu ajutorul acestor camere? Au fost adrese trimise din partea Poliției Naționale să le comunicăm pe o anumită perioadă, dacă prin zona respectivă, zona sensorul giratoric, în special acolo sunt cuprinse piața, pardon, Muzeul de Istorie, Petrodava... Dacă au fost elemente care să, eu știu, să îi ajute în rezolvarea anumitor specii. Și i-a ajutat? Că doar vorbiți cu ei. Uneori da, alteori nu. Nu, pentru că, vedeți, camerele acestea încă nu, nu au... Nu sunt de super... Nu sunt. Au rezoluții foarte slabă. De-abia să reușim să identificăm... Colegii de la emisie, facem un update la camerele municipalității. Mărim pixelul albastru... Ovidiu are chiar competenții în zona asta. Ce zici, Ovidiu, ne facem un ban? Facem, da? Ar fi o soluție. Bun, ideea ar fi să fie cât mai multe și cât mai bune, pentru că e acea vorbă. Dom'le, o cameră video e bună în momentul în care îmi dă numărul de la mașină. Pe un accident cu părăsirea locului fapt. Este adevărat. Bun, ideal ar fi să-mi dea și marca ceasului de la un infractor când e la un bancomat sau prin zonă. Asta ar fi ideal. Că, ci că hoțul își mai aruncă tenis și da ceasul nu. Dar sunt convins că și... Vaoleu, ăsta e un mesaj de la cineva care are legătură cu transportul. Ori face transportul, ori monitorizează. Legal. Când totuși poliția locală se va implica în descongestionarea stațiilor de autobuz, de mașinile proprietate, care devin uneori un calvar pentru o mașină, mijloace de transport în comun, blocând stațiile sau accesul în stații? După cum știți, poliția locală are competență și pe circulație, în sensul că poate sancționa acele staționări, opriri, parcări ilegale, nepermise de acest OG 195. Și vis-a-vis de ceea ce spune dumnealui cu referitor la stațiile de, eu știu, de mijloc de transport, noi am luat măsuri și luăm în continuare, suntem atenți împreună cu cei de la Poliția Națională, pentru că mergem uneori în echipă mixtă și măsurile sunt cele pe care le știm. Sancțiuni contravenționale, uneori, eu știu, sunt acele imobilizări prin acea societate X-Datasoft, prin care depinde de caz, nu știu... Imobilizarea e bine de făcut acolo într-un loc de parcare în care nu a fost plătit nici de cum. Mai blocăm și mai mult în stații. Da. Deci nu luăm acea măsură, dar sunt sancțiunile pe care asta e singur. Acum nu zice nimeni, cel care spune că legea trebuie respectată, dar oarecare toleranță, dacă ea nu e deranjantă, poate fi înțeleasă. Nu știu, a oprit cineva într-o stație de autobuz 2 minute, 1 minut, că a intrat la o farmacie și într-o perioadă în care nu s-a făcut coadă de microbuzii. Da. Nu crapă nimeni, că nu. Poate și omul ăla n-a oprit de bine acolo. Este adevărat. Legea, a intrat și a ieșit. Legea permite lucrul da, acesta. Da, la bunul simț, dar dacă el a parcat mașina ca să stea cu iubita la terasă. La pizza sau la terasă. Da. Și mașina stă oprită în stație de autobuz. Domnule, dar vrei să o parchezi la 50 de metri? Adică... Așa. Alte și alte întrebări. Încă o dată, îmi cer scuze celor care sună, dar numărul de pe ecran este doar pentru SMS-uri. Eu citesc ochelarii pentru distanță și încep să citesc live. De aceea, ideea de cenzură, nu trebuie să mă creadă nimeni acum, dispare, pentru că eu încep mesajul și dacă aș da de ceva care nu-mi place, nu m-aș putea opri la mijlocul mesajului când de fapt vine întrebarea.
Dar eu zic că suntem pregătiți să răspundem la orice întrebări, pentru că de aceea facem această emisiune. Suntem aici, suntem pentru cetățeni, cu populația, inclusiv pe întrebări care pot părea mai ciudate. De ce m-am oprit aici acum? Pentru că era, vă rog să deschid un subiect mai delicat. Și m-am oprit ca să spun și ce dacă e delicat, îl discutăm. Au sau nu, și o să încerc să-l citesc la virgulă, tocmai ca să nu se spună că manipulez. Au sau nu voie cei de la poliția locală să ne oprească în trafic sau să ne amenințe că ne iau permisul? Au sau nu voie? Mulțumesc. N-am citit punctele din mesajul. Să amenințe, oricum n-au voie. N-au voie. Asta e cert. Corect. Pentru că este un abuz și nu... Nu, bun, pot spune doamna că ai încălcat legea între avertisment și aia, data viitoare te rog să nu, că poate fi mai grav. Poliția locală poate opri pe cei aflat în trafic cu o condiție. Să fie într-o, cel care conduce, să fie într-o zonă de drum în care este montat un indicator accesul interzis. Deci, practic, el merge pe un interzis și atunci poliția este obligată și poate să oprească. Doar poliția locală? Și poliția locală și poliția națională. Nu, dar dacă poliția sub-locală e singur. Da, poate să oprească pentru acces interzis sau pentru cei care depășesc tonajul. Am înțeles. Avem restricții de tonaj de 3,5. Dar clasice. Astea sunt cele... la telefon, centuri... Nu. Deci pentru asemenea chestiuni sunt cei de la Poliția Națională care au competență. Haideți să mai spunem o dată. Polițistul local, singur, fără coleg, partener de echipaj, comun, patrulă mixtă de la Poliția Națională, poate opri pentru acces pe sens interzis. Așa. Și pentru... Tonaj. Pentru tonaj. Acces, deci restricționarea greutății. Am înțeles, avem un alt SMS. Mi se spune că dacă nu zilnic undeva la două zile, pe strada Coșbuc, în spatele la casa cății George Coșbuc, PRM-ul, trece un nene, mai oamenilor, îl dați în gât, câștigă și el un ban, cu o căruță prin oraș și cumpără electrocasnice vechi, fier vechi, nu știu ce. Da, știm despre cine este vorba, au fost sancționat. Acum omul ăla câștigă și el o pâine, că până la urmă acționează ecologic. Da, ești totuși oraș. Este oraș. Străzi înguste, cu sens unic. Și în afară de conducătorii de autovehicule, avem competență de a sancționa și pietonii, bicicliști și căruțași. Chiar dânsul a fost de mai multe ori sancționat, pentru că dacă se observă... Colectează fier... Nu pentru asta, pentru că circulă cu un vehicul pentru o zonă de acces interzis. Dar nu, eu vă spun până la urmă, bun, încalc o regulă rutieră. Încalc o regulă rutieră. Dar bun, la muncești, nu dă în cap. Adică uneori, știți, cu legea asta așa. De asta e balanța aia legată la ochi. E neplăcut să mergi cu căruța în momentul în care avem turiști străini, avem turiști prin zonă. E ceva, într-adevăr... Da. De, mai deosebit, mai... Nu, eu am toată seama pentru el că muncește. În felul lui. Da. Muncește, nu dă în cap, nu stă cu mâna întinsă. Eu respect tot timpul oamenii care muncesc. Chiar cam câte căruțe intră zilnic în Piatra Neamț? Nu știu, n-am făcut o statistică, dar în zona ce ține de variantă, ei pot circula. Nu au restricții. Da, cineva mă pune o întrebare interesantă. Adică e un tip tânăr. Apropo de principiu col la col nu scoate ochii, dar acum e invers. Poliția locală, polițistul local poate amenda pe cineva de la Poliția Națională în caz că cel de la Poliția Națională încalcă legea. Nu se fac intervenții pe astfel de cazuri? Din câte eu știu, nu s-au făcut intervenții și am impresia că au și fost cazuri când polițiștii locali au sancționat pe cei de la Națională pentru că au oprit într-o zonă, poate, sau într-o stație de autobuz. Colegul, sau... ce Dumnezeu între noi! Nu cunosc asemenea cazuri, ca oricum, să vă dau un răspuns. Națională au o plajă mai largă de a-i sancționa pe cei de la locală. Cert este că ei lucrează în echipe mixte. Cei de la Națională cu cei de la... Păi dar nu calcă legea în timpul serviciului, sperăm. Nu în timpul serviciului, vorbeam în afara timpului. Dar se cunosc între ei. Evident, dacă lucrează împreună, se cunosc. Da. Dar chiar, ce cu echipele astea mixte și cam care sunt planurile de acțiune comune în piatră? Pe alea care le puteți spune, restul le aflăm noi pe surse. Da. Și spunem la emisiunea viitoare. Știți prea bine că de la început activității mele de intrare în Poliția Locală am avut în vedere acele colaborări cu Poliția Națională și cu jandarmii. Cu Poliția Națională am vizat în special echipele mixte cu Poliția de la rutieră și pe ordine publică. Am considerat un lucru benefic pentru noi, pentru că acumulăm o experiență în primul rând, populația începe să ne asimileze sau, eu știu, începe să obișnuiască cu noi, efectuând aceleași activități ca și cei de la Poliția Națională. Și aceste echipe mixte le formăm, practic, sunt formate în fiecare zi, pe baza unui grafic,
atât cu mijloacele de transport ale poliției locale, cât și cu cei de la Poliția Națională. De aceea intervine uneori acest, eu știu, ambiguitate sau această chestiune că m-a oprit unul la Poliția Locală. Nu este adevărat, sunt cei de la Națională care opresc pentru centură, pentru neacordarea de prioritate la pietoni și așa mai departe. Noi, până la urmă, legea trebuie să fie pentru toți și să o respectăm cu toții. Dincolo, am spus, Doamne ferește, de o excepție, oprești un minut la o farmacie, un copil bolnav. Dar vrea lumea în speranță, domnul comandant. Am cel puțin 4-5 SMS-uri. Poliția locală, îți vin în speranță. În continuare, iarăși mi l-au invocat pe Orlando, care cu alți bodyguards mai mari, da, de acolo pleacă comandourile spre oraș. Lubin, cum știți, în Speranța noi avem tot așa un echipaj mixt, Poliția Națională cu Poliția Locală. În permanență a fost, chiar de la începuturi, și cred că și acum depinde de graficul pe care îl are Poliția Națională sau itinerarul de patrulare. Sunt echipe mixte în Speranța. Nu prea ați primit note de 10 în seara asta. Ați primit un nou de la un cetățean care spune că toată stima, pentru că în momentul în care un hoț de buzunar încerca să-i șutească portofelul, a avut noroc unei patrule și au prins repede hoțul și a recuperat omul pormoneu. Uneori, nici dacă n-ai bani în pormoneu, tot nu e o plăcere, că nu mai ai decât costă și ca bani și ca timp. Evident. În schimb, aveți și un doi. Vă zice cineva astăzi în fața mea, Orlando a deposedat de bani 4 persoane, nu mi spune unde. În locul meu, de ce nu era un polițist îmbrăcat în civil? Nu știu de ce, dar mă întreb și eu. Nota 2 din partea mea. Păcat de faptul că îi plătim noi pe polițiști. Din cei 70 ceva, spuneați că aveți în teren vreo 30. Împărțit la 4 schimburi, că 3 ture plus 1. Da. Înseamnă sub 10 polițiști pentru un oraș sub 10 polițiști care are așa Speranța, Văleni, Ciritei, Curtea Domnească, Curtea Domnească, Doamna, Gara Vechi. Auziți, nici dacă împăiem câte un polițist la intersecție, tot nu încercăm să-i întindem, puțin, să-i plasăm în locurile cele mai fierbinți, în locurile cele mai aglomerate. Acționați și sub acoperire în civil? Am acționat în civil. Procedurile vă permit, da, mai ales la aglomerații, mai ales pentru prinderea șuților. Am acționat șuților și în civil împreună cu cei de la Națională și cred că o să rămână și ca un obicei de acum înainte să mai facem acțiuni de genul acesta, pentru că uneori au avut succes. N-am nimic cu cetățeanul care ne-a dat acest mesaj. L-am și citit. Totuși, dacă a acționat un hoț de 14 ani de buzunare într-un loc deposedând 4 oameni, unul a țipat, ajutor hoțul, presupun, nu știu, l-a simțit, al doilea, al treilea. Oameni buni, sunați la poliție, înroșiți, 1-1-2, spunând, acum acționează aici, că nu acționează un hoț singur, tot timpul este o gașcă în spatele lui. Tira, 6, da, aia care se facă intervin ca să-l scapi. Așa este, așa este. Să știți că mulți oameni, și nu neapărat acum, sau nu doar acum, spun așa, domnule, la Poliția Națională și Poliția Locală, nu văd că lângă Orlando, lângă Gigeliu, în el cum eu fi mai chemând pe mici ăștia gavroși, da, sunt tot timpul 2-3 mai mari. Tot timpul merg împreună și vezi toată lumea vorbim pe stradă, cum merg până la locul faptei, la locul faptei se împrăștie, doi asigură zona, vizează, unul nu știu ce. Noi am avut un caz chiar în piața centrală mai săptămâni trecute când l-am identificat și l-am prins în flagrant pe acest tânăr minor împreună cu un alt locotenent de-a lui, deși era... Care e și pe Facebook, cred că... Așa, așa este. A fost dus la parchet cu... Atunci nu cumva v-a acuzat lumea că i-a scăpat din ghearele unii mâini proletare, exact, așa? Exact, alții spuneau că ar fi trebuit să mai întârziem, alții... Noi nu știu cum să fie, să facem să fie bine. Zilele trecute, același tinerel și băieții lui vizau zonele de bănci de lângă cecul din centru. Pândeau bătrâni, bătrâne care scoteau bani de la bancomat. Da, am văzut și noi, am intervenit atunci când am constatat acest lucru, am sunat și pe cei de la Poliția Națională. Tactica sau tehnica lor este foarte vigilenți, foarte atenți. Și dacă ei stau pe bancă și n-au comis nimic, sunteți la limita legii. Domnule, stau și privesc frumusețile. Sau... Eu știu, pleacă din zona respectivă, se îndepărtează, se duc în alte zone. Dar în momentul în care îl stă și filează, nu calcă nicio lege. Nu. Da, mai avem foarte puțin până la finele emisiunii. O să încerc să iau și ultimile mesaje ca să nu...
În cazul în care un șofer este oprit de MCV pentru un control de rutină și conducătorul nu deține buletinul și permisul, în schimb prezintă celelalte documente și nu este nicio problemă, nu se mai dă un avertisment? Păi lipsa permisului... Legea prevede faptul că trebuie să poți la tine permis, buletin, certificat de matriculare, asigurare. Și pietonul trebuie să poarte un buletin. Eu recunosc că am fost unul din cetățenii indisciplinați ani de zile, nu purtam niciun act în buzunar. Acum mai nu mai port din când în când, când nu mi-l pierd. Iar când mi-l pierd, știu pe cineva care, ca să-l găsească, trebuie să ia niște premii. Orlando și gașca lui stau foarte mult în fața blocului I1 de pe strada Mihai Viteazu. Și altcineva vă spune, conform statutului polițistului local, aceștia nu au voie să folosească semnale acustice sau luminoase pentru a opri un autovehicul în trafic. Și dumneavoastră știți acest lucru, vă spune cineva. Domnul comandant știe acest lucru. Da, știu acest lucru. Și atunci de ce mai aveți semnale acustice și luminoase? Pentru că, ca orice instituție, și poliția face parte dintr-un sistem integrat de ordine și siguranță publică, noi putem interveni, eu știu, prompt la un eveniment folosind aceste sisteme acustice și luminoase, culoare albastră. Da, și intrăm, ieșind după aceea din emisiune, e o întrebare cât directă, cât retorică. De o săptămână același tinerel, Orlando Fună, în zona Dărmănești Orion, poliția nu-i face nimic, spun că are sub 14 ani, dar dacă eu îi rup pâinile, fac pușcărie. Răspundeți după aia, răspundeți și dumneavoastră. Cred că faceți, din păcate. Din păcate, dacă da. Se probează că ați făcut-o, cred că faceți și, în general, nu dacă e bine să ne facem singur dreptate. Sigur, asta este chestiunea. Nu e bine să ne facem singur dreptate. Într-adevăr, e o situație la limită cu acest tânăr, cu acest minor și credem noi că mingea, să spunem, ar fi în terenul celor din altă parte. Mă refer la parchet, judecătorie, să iau decizii referitor la acest... Domnule director, domnule Pancu, din păcate, pentru mine, pentru telespectatori, timpul emisiunii a expirat, poate din fericire pentru noastră, dar vă promit că vă mai prindem cu ghilimele de rigoare și vă mai aducem aici. Oricând, cu plăcere. Discuția cu noastră a fost interesantă. Lumea achiesează foarte bine la astfel de teme, pentru că până la marea corupție și trebuie rezolvată și de alte instituții, siguranța noastră și a copiilor noștri pe stradă este foarte importantă. Așa cum nu vrem să ne fie agresați copiii bătrâni de câini vagabonzi, corect, nu vrem să fie agresați nici de bipezi cu diverse apucături. Mulțumesc invitatului în această seară, domnului Eugen Pancu, noul director al Poliției Locale Piatra Neamț. Mulțumesc colegilor din emisie, dar în primul rând vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați stat în fața televizoarelor, ne-ați urmărit, ne-ați ajutat cu întrebări. Aceste întrebări, vă mai spun încă o dată, sunt foarte importante pentru mine și să dea Dumnezeu să vin total nepregătit la emisiune și regia emisiunii, și în felul ăsta e și mai vie, e și mai live, să fie făcută doar de SMS-urile dumneavoastră. Vom căuta în curând, știu eu, soluții, ca dacă nu toate, măcar o parte din SMS-urile noastre să și curgă pe bandă, pentru că până la urmă emisiunea nu o fac nici pentru mine, nici pentru invitatul care vine în platou, ci o facem pentru dumneavoastră, pentru a fi interesantă și a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Urmează o foarte scurtă pauză după ce ieșim din vestea alert, dar nu schimbați butonul postul, nu apăsați telecomanda, pentru că urmează o emisiune cel puțin la fel de interesantă, dar vă asigur eu că mai interesantă, moderată de colegul meu Robert Iosub. La revedere!